domnilor, vă salută tata Nelson Mondialu. Bineînțeles, sigur că da, după cum știți și mă cunoașteți de pe YouTube și de pe Facebook, Instagram, TikTok și alte, nu știu ce pagini mai am eu, vedeți pe acolo oficiale și alte grupuri. Domnilor, revin cu ideea numărul 1 mondială. Nelson Mondialu, acum 2 ani de zile, a avut o viziune asupra COVID-19, care am spus-o într-o poveste, dar n-a știut nimeni ce înseamnă. Românii care plângeau pe la graniță, din așa mai multe țări, la graniță era să nu mă gândesc, nu putea să vină și am trecut mai departe, asta a fost, n-am știut. Dar viziunea e viziune. După care, pe data de 25 februarie, anul curent, 2020, am spus iarăși când începuse deja pe la chinești, de pe la italieni, să bang, 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 începuse această chestie. Domnilor, cum am fost așa la noi, încă era distracție pe centru, lumea, au, 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 râdea, moluri, una alta. Nu băga nimeni seamă pe la magazine, nimic, înțelegi? Eu am făcut un clip unde am spus către domnul Boc, înțelegi, de fapt clipul o să pun în descrierea acestui clip, ca să vedeți. Unde am spus domnul Boc, uite, cam așa ceva ar trebui să se facă, ca noi românii să fim mai deștepți, că suntem români. Dar nu s-a băgat în seamă bonus, ni-l-o și chetata demonetizat, ca să n-ai bătata bani. Bun, mergem mai departe, nu e nicio problemă, trecem și peste astea. Mergem mai departe. Domnilor, eu am o rețetă foarte bună pentru acest COVID-19. Înțelegeți? De ce? E o vorba, o tămăduire. O tămăduire băbească. Păi să o luăm așa. Ei spune la televizor și în alte chestii că acest covrig la temperaturi mari, la căldură, moare. De fapt și spune, va veni căldura după care vom fi bine, dar vom da în luna, la octombrie, noiembrie, decembrie și așa mai departe, unde va începe iară să explodeze. Atunci, domnilor, dacă e așa, dacă la căldură el metelelete, de ce să nu facem de pe acum? Domnilor, sunt atâția bolnavi, bătrâni special, mamă, tată, care poate e mama, poate e tata, poate e bunicul, poate e bunica, poate e mătușa, alu. Domnilor, să fim puțin receptivi. Dacă o spus că el la temperaturi mai mari moare, dați drum, domnilor, în spitalele unde îs, dați-le la oameni căldură. Dați-le la oameni căldură. Înțelegeți? Să verificăm dacă prin căldură el își pierde comportamentul de atac. Și atunci acum? Nu o să dai tu drumul la căldură, la calorifere, că zici că nu dă ăștia, că nu așa, e onul să scumpiri, nu știu ce. Trecem la planul B, uscătorul de păr. Pentru că tu, normal, el atacă plămâna, plămâna burețosă. Tu inspiri, l-ai inspirat pe covrig, s-a oprit în sinus. Înțelegi? Noi, dacă afară e frig, domnule, a zis că trăiește, respirăm aer rece, e rece și intră în plămână. Dar dacă zis că la căldură moare, ce facem? Domnilor, prindem ăsta pe la ventilație, în halul ăsta, îi dăm pe prima viteză și îl ducem la nări. Inspirăm aer cald, închept groznic de tare. Îl dăm încolo, înapoi. Îl aducem înapoi. Mamă, să faci și tu, chiar dacă e răcită, să faci și tu cu din ăsta. Înțelegi? Că și la răceală mere. Să faci la răceală cu aer cald la nas. Înțelegi? Domnilor, încercați pe oamenilor, traduceți clipul ăsta în toate limbile și încercați oameni de pretutindeni care sunteți bolnavi, care sunteți în carantină acasă.
faceți acest experiment pentru că ei cu gura lor au zis că la căldură moare. Asta e căldura, fraților. De aici vine căldura. Dați-i valoare la nas cu uscătorul de păr. Domnilor, nu-i de glumit. Nu trebuie să respiri, să te obosești. 2-3 minute, faci pauză 5-10 minute. Iară 2-3-4 minute, faci pauză 5 minute. Iară 10 minute, respiri, îl ții, la mișto. La narghile ai răbdare ca să tragi. La narghile ai răbdare, nu o să ai răbdare și la astea. Înțelegeți? Să ai la răbdare și la astea. Bătrânilor, mamelor, mătușelor, să nu ziceți că n-aveți răbdare. Acolo la popa, la biserică, aveți răbdare să stați câte 3, 4, 5 ore în picioare, să vă vie rândul să țucați moștile. Înțelegi? Până troleuri și până tramvaie și pe metrouri, n-aveți răbdare să stați 2 stații, 3 stații, vă trebuie să stați jos. Ale, la cuptelea pe voi. Eu v-am dat unul din ăsta, vă rog frumos, abuzați de el. Să nu dai viteză maximă, că sprijă nasul. Abuzați de viteza întâia. Și o să mulțumiți toată viața. O să mulțumiți toată viața. Ei au spus că la căldură moare. Să-i dăm cezarului ce al cezarului. Vă pup și Domnul ajută la toți românii, la toată populația din lume. Voi fi premiul Nobel. Vă pup. Iau.